this opportunity. Slăvesc și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această oportunitate neîntrefată. Tonight again we are before the Lord's word to learn and to be strong in word. În seara aceasta suntem din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu să învățăm și să fim puternici în, să fim alegiți puternic în Cuvântul Domnului. What a great privilege it is. We all from different nations are here together in the presence of the Lord. Ce mare privilegiu ca din mai multe națiuni să fim împreună în prezența Domnului. God be willing, maybe that God gives us an opportunity. I request the Indian brothers also to come and sing a song in the Indian language. Not today, but later on, as the Lord leads. Amen. It's a privilege to worship the Lord together. Amen. Este un har să lăudăm cu Domnul împreună ca unul singur, ca un singur trup. Very soon we'll be with our Father. Foarte curând vom fi cu Tatăl nostru. So now before we go into a study, it's question time. Este timpul pentru întrebări. Yeah. Yeah, I received a question that says, we would like you to explain to us what is the fasting, the proper taking consideration, which are good reasons to fast for. Also, if you could let us know about God's will in regards to with washing each other's feet, the way Jesus did to his disciples. Întrebarea spune, vă rog să ne desfășiți despre post și care ar fi motivele pentru care trebuie să postim și despre spălarea picioarelor și voia Domnului cu privire la spălarea picioarelor unii altora, în felul în care Domnul Iisus a făcut cu cericii lui. The first thing is about fasting. Prima dată despre post. So, when Jesus was here, the Pharisees and others said, your people, they don't fast. Domnul Iisus umbla pe pământ, farisei și alții au spus, ucenicii tăi nu postez. And Jesus said, as long as the bridegroom is there, they don't need to fast. Domnul Iisus a zis că din mierele este cu ei, ei nu au nevoie să postească. But now we do fast. Dar acum noi postim. Fasting is scriptural. Postul este scriptural. But the danger is today a lot of legalism has come into the church. Pericolul este că mult legalism a intrat în biserică. Many rules and regulations. Reguli și legi. In the Old Testament we had the law. În Vechiul Testament am avut legea. There were around 631 laws for each aspect of your life. Am 631 de legi pentru fiecare aspect din viața ta. But in the New Testament, it is the Spirit of God that leads us. Dar în Noul Testament, Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește. But when we say the Spirit of God leads, we need to double check everything, it should be scripture. Dar când spunem că Duhul Sfânt controlează sau conduce totul, trebuie să urmărim ca tot ce se face să fie scriptural, asemenea. You know, when the children of Israel, they were traveling through the wilderness, the cloud was leading them. Când copiii lui Israel călătoreau prin pustie, stâlpul de nor îi călăuzea. But along with the cloud, they had two silver trumpets. Dar cu stâlpul de nor aveau două trompete de argint. The cloud is also there, the trumpets are also there. Era și stâlpul de nor, erau și trompetele care le dădeau semnale. Just because the cloud moved, the people will not start till they hear the trumpet sound. Când norul pornea, poporul Israel nu pornea până ce nu auzea trompetele suflând pornirea. In the same way, in the New Testament, we have the Holy Spirit who is our guide and our teacher. În același fel, în Noul Testament, avem pe Duhul Sfânt care este ghidul nostru sau călăuzitorul nostru și învățătorul. But today, the problem is today, many people, they say, the Lord told me, I saw a vision, I saw a dream, this is what the Lord says. So, a lot of confusion is also coming. Astăzi, mulți oameni zice, am avut un vis, am avut o vedenie, Domnul a zis așa, trebuie să mergem așa, și este multă confuzie de pricina aceasta. Thank God for the word, 66 books. If it is the Lord who says, we have to double check it with the Word of God. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul lui, 66 de cărți. Tot ceea ce se difuzează, se aduce în biserică, trebuie paralel cu Scriptura.
whether we like it or not, if the word of God says it, we have to do it. We are not following some traditions. We need to follow God's word. That's the base of our faith. Nu urmăm tradiții, urmăm cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este baza credinței noastre. So, as far as fasting is concerned, why should we fast? Pentru post, de ce trebuie să postim? See, our goal or our aim is, I need to grow to the perfection of Christ. Scopul nostru, ținta noastră este să creștem la perfecțiunea sau maturitatea lui Hristos. So as I am following Jesus, it's not some laws or some rules that's guiding me, it's the love of Christ that forces me. Cum îl urmesc pe Iisus, nu niște legi, nu niște reguli mă conduc, ci dragostea lui Hristos mă dă putere și mă motivează să merg pe El. Paul says, it's the love of God that compels me. Apostolul Pavel spune, dragostea lui Hristos, sau dragostea lui Dumnezeu, mă împinge la anumite lucruri, mă împinge. Christian life is not that easy. Viața creștină nu este foarte ușoară. But if you are filled with the love of God, then it is very easy. Dar dacă ești umplut cu dragostea lui Dumnezeu, este foarte ușor să mergi. No matter how hard the path is, if you are filled with the love of Christ, yes, it's very, very easy. Nu contează cât de grea ar fi calea ta, dacă ești plin de dragostea lui Hristos, este ușor să mergi în ea. Look at the verse, Romans chapter 8, verse 35. We all have read that verse earlier also. Here it says, what shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmbărarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Here he says, who shall separate me? Cine ne va despărți de Hristos? Just as you have gas in your car, same way, the gas in our spiritual being is the love of God. Cum aveți benzină în mașină, așa, sursa noastră de putere este dragostea lui Dumnezeu. If you have the gas, it's easy for you to drive around. Dacă ai o sursă de putere, este ușor să mergi. Otherwise, though it's a beautiful car, people will have to push you. Chiar dacă este o mașină frumoasă fără gasolină, deci fără benzină, trebuie să o împingă oamenii ca să meargă. The car is good. Mașina este bună. The engine is there. Și este un motor bun. But the driving force? Dar puterea de a merge, puterea de a porni. That's the gas. Acesta este benzina. In the same way, as a child of God, I need to be filled with the love of Christ. În același fel, ca un copil al lui Dumnezeu, trebuie să fiu umplut de dragostea lui Hristos. So the question is, why do you love the Lord? Și întrebarea este, de ce îl iubești pe Domnul? It's not for some material blessings. Nu pentru binecuvântarea materială. When I see the love of God on the cross, what I can give Him is love from the bottom of my heart. Vezi dragostea lui Dumnezeu pe cruce, ce poți tu să-i dai este dragoste din inima ta. Why are we here? De ce suntem aici? Why are we studying the Word? De ce studiem cuvântul Domnului? Not to get our desires fulfilled. Nu ca să ne împlinim voile noastre, dorințele noastre. I want to love Him more. Ci vrem să-L iubim pe El mai mult. I can't give Him anything. Nu pot să-I dau nimic altceva. So as you are filled with the love of God, așa cum ești umplut de dragostea lui Domnului, what's your desire? Care este dorința ta? I need to grow to His stature. Eu trebuie să cresc la statura lui Hristos. There are so many things in me that I hate. Sunt multe lucruri în mine pe care eu le urăsc. I want to change myself. Vreau să mă schimb pe mine. But I can't change. Dar nu mă pot schimba. So, if the love of God is not in my heart, deci dacă dragostea lui Dumnezeu nu este în inima mea, Christian life becomes a struggle. Viața creștină devine o luptă. So why do I fast? De ce postim? What's the aim? Care este motivul? Not for a house. Nu pentru o casă. Not for a job. Nu pentru o muncă.
It's to analyze my own spiritual life. Pentru ca să mă analizez viața mea spirituală. The basic principle for fasting is I am going into the presence of the Lord to check myself. How am I? Baza, principiul de bază pentru care postesc este că merg în prezența lui Dumnezeu să mă verific cum sunt, cum apar. Just as we take our car into the service station to be serviced, fasting is me going into the service station. Cum ducem mașina ca să fie reparată sau ca să fie schimbat ulei și alte lucruri, așa pe noi postim și așa ne pregătim să mergem în prezența lui Dumnezeu. But today the problem is many believers, we are not sensitive to our spiritual life. Mulți dintre noi credincioși nu suntem sensitivi în viața spirituală. Now you see, in your own car, it's very sensitive. Anything goes off, there is a sensor there, the light starts, beep. You see, hear the beeping sound. Mașina are multe senzoare care, dacă ceva se strică la ea, îți apare o lumină sau este un sunet. In the same way, in my spiritual life, today, I don't feel like reading the Bible. A sensor goes off. În același fel, în viața mea spirituală, dacă astăzi nu simt nevoia să citesc în Biblie, o luminiță sau sunet se aprinde conștiința mea. I came to the service and Sister Ionela, she didn't smile at me. A sensor goes off. What's it? Am venit la slujbă și o anumită soră nu mi-a zâmbit și dintr-o dată senzorul mei îmi spune ce e cu ea, ce se întâmplă. I think you won't be offended if we just talk things bluntly. Nu vor veți fi ofensați dacă vom comunica în felul ăsta. This is the operation theater, right? Este aici unde omul creează pe scena aceasta. We are not here to polish anything, we are come here just split us open, we have anything that's not good, so that we can heal. Nu suntem aici să ne feriem unii pe alții, ci să deschidem cuvântul Domnului și să spunem așa cum este. Amen. So, see, we all are part of one body. Noi suntem toți parte a aceluiași trup. We all come here for worship. Noi toți venim aici pentru închinare. We sing. Cântăm. But the question, how much do you love your brother? Dar întrebarea este, cât de mult iubește fratele sau sora ta? Let's be practical. Amen. În mod practic, deci să ne gândim. Do I really love my brothers and sisters? Chiar iubesc eu pe frații și surorile mele? Without our knowledge, slowly, slowly, many walls have come between us. Fără cunoștința aceea, încet, încet, multe ziduri s-au făcut între noi. Is it true? Adevărat? Yes. I have built many walls around myself. Mi-am construit ziduri în jurul meu. And so what happens? I become spiritually cold. Și în felul acesta devin rece spiritual. We are one body. Suntem toți un trup. One, my hand gets dirty. Când mâna mea se murdărește. What will this hand do? Ce face cealaltă mână? Go wash up your room. Zice, du-te tu mâna stângă și spală singură. What will this hand do? Ce face mâna dreaptă? This hand will help in cleaning this hand. Mâna dreaptă ajută mâna stângă să se spele. So why we are fasting? De ce postim noi? I have become spiritually dry. Pentru că am devenit uscat spiritual. There was a time I used to enjoy coming into the presence of the Lord. Era un timp când mai era bine să vin în prezența Domnului. But now it's a struggle. Dar acum este o luptă. I just want the service to be over so that I can rush. Vreau să termin mai repede ca să plec undeva. So that's when I take myself into the service station. În acel moment trebuie să mă duc pentru reparare în prezența Domnului. If I don't do it, dacă nu, I will break down somewhere on the highway and someone will have to hook me up and drag me. Undeva o să am o rupere personală sau nevoasă și cineva va trebui să mă ajute să vin înapoi în prezența Domnului. You must have seen some cars and trucks stuck on the highway, sitting there calling. Ați văzut mașini care s-au oprit în marginea drumului, n-au mai putut să meargă și sună pentru ajutor. In the same way, there are many believers stuck on the highway calling, please pray for me, please pray for me, I'm stuck on the highway. Mulți credincioși s-au oprit pe
cale nu mai pot merge și sună, care vorbesc cu alții, te rog, poate te rog pentru mine. How come you are stuck? Cum de te-ai oprit și nu mai poți merge? How long has it been that you've been to a service station? Și de când nu ai mers să fie reparat de Doamnă? The breakthrough is not at all there, man. The breakthrough pentru frână nu este reparat, nu este adăugat. What are you saying? Ce zici tu? I thought I don't have to go to the service station. Once the tanks are filled, that's enough. Eu am crezut că dacă doar am umplu benzina, mașina asta merge pentru totdeauna. Just coming to the church on Sundays is just like coming to the gas station. A veni numai duminica la biserică este ca și cum doar pui benzină într-o mașină. Gas station, you just fill gas in your tank, nothing else. Deci numai benzină pui în mașină și pretind să meargă. But if your engine is not running the way it should be, even though there is enough gas, you'll be stuck in the highway. Dar dacă motorul acela nu este menținut, chiar dacă ai benzină, te poți opri pe highway. So as a child of God, I need to go in the presence of the Lord, shut myself from the world, to double check my own spiritual life. Ca un copil al lui Dumnezeu trebuie să merg în fața Domnului, în prezența Lui, să mă închid față de lumea din afară și să mă verific înăuntrul meu cum stau înaintea Domnului. So when I go into the fasting, când postez, how many days? Câte zile? Today there are many, they say, I'm going for 3 days. Some say 7, some say 21, some say 40. Mulți mă tărăsc, 3 zile o să postez, 7, 21 sau 40 de zile. You have to always understand, we are no one to tell God how many days I'm sitting. Noi nu suntem în poziția în care spunem lui Dumnezeu atâtea zile stau înainte. Lord, I'm sitting for 3 days. You need to answer my prayers. God will say, you sit there 3 days. I'm not answering. Who are you to tell me that I need to answer in 3 days? Și poți să pretinzi lui Dumnezeu stau și 3 zile înaintea ta în răspuns, Doamne. Și Dumnezeu zice, cine ești tu de fapt să pretinzi asta? We put God on notice. I am there for 3 days. And you have to answer in 3 days. Îi dăm Domnului un anunț. Sunt aici pentru 3 zile și trebuie să răspunzi în 3 zile. So then you go for fasting. Și postești. Jesus said, no one should know. But apply oil on your hair. Wash your face. That's how we fast. Domnul Iisus a zis, când postești, unge-ți fața, aranjează-te. Și așa să postești, să te arăți în lumii, ci lui Dumnezeu. This is fasting concerning my personal life. Asta este postul pentru repararea vieții personale. So I am in the presence of the Lord as long as the Lord wants me to be. Deci voi fi înaintea Domnului atâta cât Dumnezeu va vrea să fiu. Otherwise what happens? I'm there 3 days, I'm looking at the watch and the calendar. First day, it's okay. Second day, it's a struggle. Third day, you just wish the fasting is over. Trei zile, tu ești la ceas și la calendar. Prima zi a trecut, a doua este o luptă, a treia zi de-a da, așa să se termine. I don't want to break the fast, but what to do? Lot of struggle. Many, they sleep the whole time. Nu vreau să rup postul la jumătate sau așa, dar mulți simplu se culcă în 3 zile. So when you fast, you don't put God on notice 3 days. Când tu postești, nu da Domnului în anunț. 3 zile de timp. As you go into the presence of as long as God wants me to be. I need to find out the faults that are making me cold in my life. Till I don't find the fault, I'm not coming out. That's hard, right? You can't go into a service station and say, here, the car is there for 30 minutes, sort out everything. That man will say, come on, take your car and go. I need time to find out. Mergi la o gas station și zici, 30 de minute aici o să stea mașina. Și omul atendent de la benzinărie o să zică, ia-ți mașina și pleacă, stau aici. So, when you are in the presence, când ești în prezența Domnului, you are looking at yourself. Lord, show me my shortcoming. Doamne, arată-mi problemele mele. And fasting is the time that you are silent before the Lord. Și postul este un timp când ești liniștit, adică taci înaintea Domnului. Why silent?
De ce în liniște? I want you to speak. Pentru că vreau ca Domnul să vorbească. Amen. Till now, I was speaking. Până acum tot eu am zis. I'm here, I'm shut out, I've shut out the word, so that I just want you to speak. Sunt aici în intimitate cu Domnul și vreau ca Domnul să vorbească acum. So when I am fasting, the mobile cell phone is off. Când eu postez, pun celularul off. But let us be practical, many of us, we have our families. Dar să fim practici, avem familii. You can't just say, I'm not going to for the work, you have to work. Nu poți să zici, nu merg la lucru, trebuie să lucrez. And if you are fasting, please don't go for work, because your body is tired. Și dacă postești, nu te duce la lucru, adică nu poți să când te duci la lucru, că trupul tău va fi obosit. Why? This body needs energy. De ce? Pentru că trupul acesta are nevoie de energie. If you don't eat food, this body will not work. Dacă nu-i dai mâncare, corpul acesta nu va lucra. That's why we feel tired. Din pricina aceasta simțim obosiți. We are satisfied, I am fasting, but you are working. Tu ești satisfăcut că postești, dar lucrezi. So when you are fasting, please don't work. Be alone in the presence of the Lord. Otherwise it's a big strain on your body. Când postești, nu merge și lucra. Stai înaintea Domnului, altfel va fi greu pentru trupul tău. But you have to go for work. Da, trebuie să mergi la lucru. And you feel that you are dry. Și simți totuși că ești foarte uscat în credință. What you can do is, ce poți să faci este, you can skip few meals. Poți să treci peste câteva mese în timpul zilei. So that minimum is given so that the body is able to walk. Să iei doar un minim de nutriție ca corpul tău să poată funcționa. For example, now there is a snowstorm, the government will announce only emergency services. Deci dacă va fi o furtună de zăpadă, guvernul va spune numai lucrurile esențiale se vor întâmpla. You are the mother of the house. If you go into fasting, shut down everything, the house will shut down. Dacă ești mama în casă și dacă casa, dacă tu postești sau așa și toate lucrurile se închid atunci în casă. Your kid will say, man, what's it? My mom has gone for fasting, now what do we do? So what we do is emergency services only. The things that are very important, that only we do. So that my body is not strained. Să faci numai lucrurile esențiale care chiar sunt necesare în ziua respectivă, ca corpul să nu se prea obosească. So for that, I eat just little, not full stomach. Just little, so that the emergency services are taken care of. Mănânci doar puțin, numai ca corpul să funcționeze totuși. And then, many of us, when we are fasting, we drink a lot of coffee and tea. Și mulți dintre noi, când postim, bem multă cafea și ceai. It's never advisable to drink coffee or tea when you're fasting. When you're fasting, drink a lot of water, because that will purify your body, all the toxin will come out. Ideea cea mai bună este să nu bei ceai și cafea în timpul postului, să bei apă ca toxinele să poată fi eliminate. Fasting is good for your body. Postul este bun pentru corpul tău. It cleans out your system. Îți curăță sistemul. But you need to drink water, otherwise your body will heat up. Intestine is there. Dar trebuie să bei apă, căci dacă nu, corpul tău se va prea încălzi și intestine. So, you drink a lot of water. Își bei multă apă. So that the system is clean. Ca sistemul să fie curat. You are in the presence of the Lord. Ești în prezența Domnului. Not sleeping. Nu dormi. You skip some meals. Și treci peste câteva mese. Gradually get used to fasting. Între timp, te obișnuiești cu postul. Initially, when you fast, it's hard. În mod inițial, este greu să postești. It's good if you teach your kids also to fast. Și este foarte bine să obișnuiești și copiii să postească. But poor fellow, if you tell him tomorrow the whole day we are fasting, he'll go crazy. Dar dacă îi zici numai dintr-o dată, așa copile, mâine o să postim, nu știu ce și să aleagă. So how do we teach him to fast? Nu învățăm copiii să postească. Give him little to eat, not full stomach. Dați-le mai puțin să mănânci. And then slowly we are skipping a meal. Și încet trecem peste o masă. And then a point comes, the boy or the girl, even if the whole day, no food, no problem.
Și cu timpul obișnuiți copiii vor putea să păstească și ei. And then, even for 30 days you can go without food. Și pentru 30 de zile să mergi așa. So your body is tuned. Deci, corpul tău este curățat sau este antrenat cu asta? You are in the presence of the Lord. Tu ești în prezența Domnului. Why? It's to analyze my spiritual life. Deci, ca să mă analizez viața spirituală. So that, Lord, why am I dry? Doamne, de ce sunt așa de uscat? So if you keep on fasting regularly, you will avoid a lot of problems. Dacă postești regulat, vei evita multe probleme. So the other day I was saying, you know, the 747 big jumbo jets, every 6 years, they go to their servicing places and the whole aircraft is opened up completely. Avioanele 747 care înainte, la un moment dat, în timpul anului, merg și sunt fiecare piesă este desfăcută, verificată. That plane can fly for 25 years, 747. Așa un avion poate să zboare 25 de ani pentru că este menținut. But every 6 years the whole plane is opened up completely. Tot la 6 ani avionul este deschis piesă cu piesă și verificat. Even the coffee machine in the jumbo jet is taken out, checked. Is it consuming more power or less? Chiar și mașina de cafea din avionul respectiv este luată și verificată cât curent consumă, este tot atât de eficientă. At the exit, there are the ramps, they are taken out, filled with air again, and they check how much seconds it is taking to fill air in that. Și rampele pe care se coboară și se urcă în avion sunt luate la o parte, umplute din nou cu aer și verifică câte secunde ia ca să se umple cu aer. In the same way, I need to analyze my spiritual life every day. În același fel, eu trebuie să îmi analizez viața spirituală în fiecare zi. So Sister Ionela did not smile at me in today's service. Sperăm că Ionela nu a zâmbit astăzi în slujba aceasta. I don't have to be upset. Nu trebuie să mă supăr. If I'm feeling upset, dacă simt supărat, I need to go in the presence of the Lord. Lord, I just feel something is wrong, not with Sister Ionela, with me. Dacă simt că sunt opensat, trebuie să merg în prezența Domnului și să zic, Doamne, ceva este rău, nu cu ea, dar cu mine, în mine. See, suppose we all keep on checking ourselves every day. You know the joy that will be there in the church? Noi ne-am verificat felul acesta în fiecare zi, ar fi așa o bucurie în biserică. Then this is one body. Atunci, vom fi un trup. The enemy is trying his level best so that we are divided. Vrășmașul încearcă cât de mult poate să fim divizați, să fim împărțiți. Because the devil knows when we are one, God's glory will be there. Amen. Pentru că diavolul Satana știe că dacă noi suntem una, gloria Domnului va fi în prezența aici. Otherwise, small issues, they come, they become big, and then they become a big headache, and the church splits. Altfel, probleme mici vin și se fac probleme mari, adică din ele sunt mult prea emancipate și se gasă în parte. Today, the enemy is playing in the church. Astăzi, vrășmașul se joacă în biserică. Why? Because I don't spend enough time checking my own spiritual life. De ce? Pentru că eu nu merg destul timp să-mi verific viața spirituală înainte Domnului. So you just look at your own dashboard, how many beep sounds are going on. Privește la panelul tău de atenție, câte semnale ai. If you hear a lot of sounds, it's better quit your food, go into the presence of the Lord, and get your things sorted out at the earliest. Dacă sunt prea multe semnale, mai scade cu mâncarea și du-te în prezența Domnului cât de curând poți. Otherwise, what happens? You are on the highway, you get stuck, and then we don't drag you to the service station, we take you to the junkyard. Wow. Altfel, o să te oprești pe cale, o să cazi deoparte și noi nu te mai putem duce nici măcar la reparat, ci trebuie să te ducem la cala spital, deci la curtea de aruncare. Because no use in taking it to the service station. It's useless. It's hopeless. E prea târziu și să fie reparat.
So do we need to fast? Trebuie să postim, deci? Amen. You're not fasting, telling God, Lord, I need a house or a job, nothing. Those are not the things. Nu postești cu pretenții înaintea Domnului. Am nevoie de casă, dar nu așa. Fasting is for spiritual edification. Amen. Postul este pentru edificarea spirituală. I hope you understood about fasting. Amen. Ați înțeles despre post? Any questions concerning fasting? Aveți vreo întrebare despre post? Okay. Is it wrong anyway if I need something and I have a problem before God? When I was praying for a job, let's say, and I used to fast, and the Lord answered me, and I thanked God. Yes. Or I have something, an exam, and I'm preparing for the exam, I'm praying and fasting. Is that wrong to do that? See, that's good. As we grow in the Lord, we need to grow up. Când creștem în Domnul, trebuie să creștem la maturitate. When you are small, când ești mic, your kid asks for ice cream. Dacă copilul tău cere înghețată, will you give? Îi dai? Yes or no? Yes or no? But now you're married. Dar acum ești căsătorit. And now you're crying for ice cream. Și acum tot cere înghețată, ca și un copil mic. Will you be happy? Este ceva normal? Sau? You are the same person who once cried for ice cream. Deci când erai copil mic, cereai înghețată, ți s-a dat. Dar când ești mare căsătorit și tot înghețată ce? And you got that ice cream. Și primești înghețată. God answers our prayers. Dumnezeu răspunde la întrebările noastre. But that doesn't mean since I got an ice cream now I have grown up, I'm married and still now I'm crying for an ice cream. My desire need to change. My way of thinking needs to change. Deci, cu cererile înaintea Domnului, trebuie să creștem la o maturitate și cererile noastre trebuie să se schimbe. Felul cum cerem, cum aducem înaintea Domnului. So there was a time I fasted and prayed for a job. A fost un timp când m-am postit și m-am rugat pentru o muncă. But now when I have grown up, now also I'm fasting. Acum când am mai crescut în maturitate creștină, tot postez. So now what am I praying? Și pentru ce mă rog acum? Lord, give me the maturity to discern, is this the one you want me or is that the job you want me to have? Acum spun, Doamne, dă maturitatea să disting dacă ăsta este munca pe care o vrei pentru mine sau cealaltă. You understand? Usually what we do, we like the job in which we get more money. De obicei, tindem spre munca care dă cei mai mulți bani. Usually that's where people get stuck. Și ești blocat acolo. I have a job now, I'm paid $15 per hour. Am o muncă care mă plătește $15 pe oră acum. And suddenly an offer comes, $25. Și într-o dată am o altă ofertă cu $25 la oră. We are so happy, we think it is God who blessed me. $25. Sunt așa de bucuros, cred că Dumnezeu m-a binecuvântat, $25 la oră. It may be the devil who has brought that, so that now you don't get enough time to study the word. You will get $25, but he will be drained out. Poate că Deapul a adus oportunitatea aceasta ca să nu mai studiezi atâta în cuvântul Domnului, să fii mult mai ocupat. Dacă continui cu ideea asta, vei fi uscat spiritual. You know, so many young lives have been destroyed because they were not able to discern, is this the job God wants me to have or is there some other job? Multe vieți tineri au fost distruse pentru că nu au fost în stare să distingă dacă asta este voia Domnului, munca asta sau cealaltă. So you look at the multinational companies, they are out there to suck your blood. Sunt companiile acestea care vin după tine ca să doneze sânge. They bribe you by saying, some extra hours will give you some bonus. În altă țări sau așa, vă dă multe ore în plus de la lucru sau pe de zile libere pentru a dona sânge. And then we get hooked up. Și tu mergi mereu la ei să donezi sânge. Now you are getting $25. Acum primești $25 la oră. Now when you are coming home, you are coming as though you are drunk. Și vii acasă, aproape amețime ca un bețiv. You are on the bed, you didn't even remove your shoes. You don't even have time to talk to your husband or your wife or your kids.
you're tired. Nu mai are timp să vorbești cu soțul, cu copiii, ești prea obosit. Now you tell me, was $15 enough? Or are you blessed by $25? Acum spune-mi, când aveai $15 la oră, era destul? Sau și ești binecuvântat totuși cu cei $25 la oră? So I need to check. I want to buy a house. Și trebuie să verific. Eu aș vrea să cumpăr o casă. I am praying. Mă rog. What am I praying? Pentru ce mă rog? Lord, give me the sensitivity to discern what kind of a house you want me to have. Doamne, dă-mi sensibilitatea să înțeleg sau să disting ce fel de casă vrei tu ca eu să am. Because the flesh is there inside each one of us. Pentru că firea este în fiecare dintre noi. So this bro, he is living in an acreage, I also want an acreage, even though I don't have any money, I want an acreage. Dacă celălalt are un acru de pământ și casă mare, și dacă nu am bani, dar un acru de pământ vreau să. And you can buy it! Și se poate să o obții. Now what can you do? You can sleep? Și acum ce poți să faci? Mai poți dormi? You can't sleep! Nu poți dormi. You can't even read your Bible! Și nu mai ai timp să citești Biblia. Because you have to pay! That's where you need to discern, do I need a big house like this? Living in Canada is very easy. Provided if you are spiritually strong. Otherwise that credit card, you're gone. You walk into Costco, you go into Walmart with the credit card, buy everything, even what you don't need. You buy and stock it up in the freezer. Mergi la fiecare store de mâncare și cumperi foarte multe lucruri de care n-ai nevoie și dacă le poți pune în congelator. It was on sale, I bought it and dumped it into the freezer. I mean, we eat it today, after 6 months I eat it. Era mai ieftin, l-am cumpărat și poate numai în 6 luni de când el a înghețat, ai nevoie de el. So once you are dead, we go and bury you and then we come and open the freezer. Man! Bought all this, but he couldn't eat it to a fellow. The Holy Spirit is there, not to speak in unknown tongues. He is your guide. He will teach you all things. So why be fast? So I am sensitive to know God's mind. Amen. That's why fasting is necessary. Deci, and now you have exams, no point in fasting when you have exams. You will be tired. Când ai examene și mintea trebuie să lucreze, nu poți să postești atunci, e obosit. You need to pray. Trebuie să te rogi. But if you don't study, prayer will not help. Dar dacă nu studiezi, căciunea nu o să-ți ajute. Fasting will not help. Și nici postul nu o să-ți ajute. Let's be practical. Look at the boys and the girls in the schools and colleges. They say there is no God, but he gets the good marks. Priviți la băieții și fetele din zilele de astăzi din școli. Ei zic că nu este Dumnezeu și totuși obțin note foarte bune. Always understand, you can't make God happy by fasting. Nu poți să faci pe Dumnezeu bucuros prin post. You're not fasting to please God. Tu nu postești ca să-L mulțumești pe Dumnezeu. Why are you fasting? De ce postești? It's to analyze my own life. Să mă analizez viața personală. You can please God by walking according to His will and not by fasting. God is not saying, my daughter, she is fasting, my son is fasting for 21 days, so I have to do something. He doesn't have pity like that. You can only please God if you walk according to His will. Yes. So, we need to fast. Deci trebuie să postim. You need to fast for a job. Trebuie să postești pentru o muncă. You need to fast for a marriage. Trebuie să postești pentru o căsătorie bună. But the thing is, what's your desire? Dar care este dorința? Because you know the danger. Pentru că știi pericolul. God can easily fulfill your desires. Dumnezeu ușor poate să împlinească dorința. Turn with me to Numbers. Mergem la Numeri. Chapter 11. Capitolul 11. Verse 4. Versetul 4. Numbers chapter 11, verse 4.
But before we go into that, brother, I'll just request you, can you show that PowerPoint? Are you complaining? Vom prezenta. Stop complaining. Yeah, just a minute. Now, we are looking into the fasting part. I just want you to look at this. Mergem la partea postului. Priviți la felul acesta, se spune, opriți-vă de a comenta de a... First thing, if you think you are unhappy, can you look at them? Dacă tu crezi că ești nefericit, poți să te uiți la aceștia? I hope this is clear, or do we have to dim the lights? Sperăm că este foarte clar, deci sunt în apă și scapă copilul prin alținele, așa, sunt în... Just look at the picture. Inundații. Priviți. The baby in the small tub. Privește copilul în lighean. All that they had is gone. Tot ce au avut au pierdut în inundație. Is that your condition tonight? Este asta condiția în care ești tu astăzi? Any of us? No. Oricare dintre noi? Are you happy? Sunteți bucuroși, deci? If you are unhappy, look at them. Dacă nu poți să fii bucuros, privește la aceștia. Second, next one. Al doilea. If you think your salary is low, how about her? Dacă salariul tău este prea puțin, ce zici de fetița aceasta? Understand, the one who created you happens to be the creator of that baby girl also. Înțelege, creatorul care te-a făcut pe tine a făcut și această fetiță care cerșește. If you think your salary is low, dacă crezi că salariul tău nu este de ajuns? If you have $10 with you, you know you are one of the richest, among the richest. Dacă ai $10 cu tine, ești unul dintre cei mai bogați. 90% of the world doesn't even have $10 in their pocket. 90% din lumea aceasta nici măcar nu au $10 în buzunarul lor. She has to beg for her food. Fetița aceasta trebuie să cerșească ca să aibă ce să mănânce. Are we satisfied with the salary that we are getting? Suntem mulțumiți cu salariul pe care îl obținem? How about her? Ce să zicem de ea? Next. Următorul. If you think you don't have many friends, dacă nu crezi că nu ai destui prieteni, can you see, who is this friend? Cine este prietenul acestui om? No one, just a dog. Nimeni, ci mâncuime. Can you thank God for a church? Poți să mulțumești lui Dumnezeu pentru o biserică? Can you thank God for a pastor? Poți să mulțumești lui Dumnezeu pentru pastor? Can you thank God for a family? Pentru o familie? Anything happens, there are people who will rush. Dacă se întâmplă ceva, sunt oameni care vor alerga în ajutorul tău. Can you stop and think, there are so many lonely people in the world. Poți să te oprești și să te gândești câți oameni singuratici sunt în lumea aceasta? Once we went to Nepal. Odată am fost în Nepal. And my wife and three of her friends, we walked for 3 days. Soția mea și trei dintre prietenele ei am mers pentru 3 zile. There were some believers on the Himalayan mountains. We walked, getting down from the bus, you have to walk for 3 days. Sunt niște credincioși în vârful Himalayei. A trebuit, după ce ne-am dat ajuns în autobus, să mergem, să umblăm, să mergem până la ei 3 zile. You have your backpacks, it's around 45 kg. You are carrying your own rice, your matchbox, your oil, your tea, and you are walking. Cu rucsacul de 45 kg în spate, în care scriu și merindele, mergi 3 zile. You start walking at 6 in the morning and by 5 in the evening you need to reach a house on the way, otherwise there are leopards and lions on the way. Încep la 6 dimineața, urcușul acesta, și la 5 după masă trebuie să găsești o casă unde să tragi pentru că sunt leopards și alte animale sălbatice. And next day again you start your walk. Și ziua următoare încep iarăși la 6. There are no bicycles, no motorcycles, no cars on the way. No way. You just have to hold on to the roots of some branches and then walk. Nu sunt biciclete și mașini sau motociclete. Trebuie să te ții de fiecare rădăcină de care te poți agăța ca să urci până sus. Third day evening you reach a believer's house. A treia zi seara ajungi la credincioșii de acolo. The believers there have heard the gospel through the radio. Credincioșii de acolo au auzit Evanghelia doar prin radio. No one to baptize them.
Nimeni n-a putut să-i boteze. No one underconduct Holy Communion. Nimeni să le dea cină. Can you thank God you have a church here? Hallelujah. Poți să mulțumesc lui Dumnezeu că ai o biserică în care vii. You can come in your car, come inside, the air condition is on, the choir is there. Vii în mașina ta, vii în locașul acesta, este air conditioning, îți cântă corul. When we reach there on the third evening, când ajungem la vârful Himalaya, a treia zi seara, they have no idea that we are coming. Ei nu ne expectau, nu știau că venim. So when we stepped into their house, când am intrat în casa lor, around five elderly people are sitting and crying. Lord, send someone to teach us this. Hallelujah. Am cinci oameni bătrâni șed acolo și plâng și se roagă, Doamne, trimite-ne pe cineva să ne învețe din cuvântul Tău. They got the Bible from somewhere, they are crying, Lord, send some. I heard it with my own ears and I am stepping into the house hearing that prayer. Am obținut o Biblie de undeva și tot roagă, Doamne, trimite pe cineva ca să ne învețe și eu tocmai intru în casa. You know how happy they were when they heard that it's God who sent us to sit with them and teach them the word. Știți ce bucuroși au fost când au auzit că Dumnezeu ne-a trimis pe noi să ședem cu ei și să învățăm cuvântul Domnului. After coming here, I have to go back to them. They are also praying, Pastor, please come and teach us. După ce plec de aici, voi merge din nou la ei și trebuie să roagă, Pastor, mai vino și învață-ne. Let me thank God. At least there are so many people with you. Amen. Yeah, o să mulțumesc lui Dumnezeu că sunt dați un moment cu tine. The next slide. Următorul. When you feel like giving up, think of this man. Când simți că nu mai poți și ești depresionat, privește la omul acesta. He doesn't have a leg. Nu mai are un picior. He has that stick. Are un leg. On the cycle he has a son. Și pe bicicletă este un fiu al lui. If God puts you in a condition like this, what will you do? Dacă Dumnezeu te aduce într-o condiție de felul acesta, ce vei face? If God does this with you, what will you do? Dacă Dumnezeu face asta cu tine, tu ce vei face? If you feel like giving up, think of this man. Dacă crezi că nu mai poți, gândește-te la omul acesta. Youngsters, are you watching? Cei tineri, nu uitați? Next. Următoare. If you think you suffer in life, do you suffer as much as he does? Dacă crezi că suferi în viață, poți să suferi cât acest om? Are we suffering like this? Am ajuns la așa o stare? Just for two pieces of bread, can you imagine how much hard suffering they go through? Pentru două bucăți de pâine pe zi, priviți câtă trudă. Next. If you complain about your transport system, how about that? Dacă nu-ți place sistemul de transport, privește la aceștia. If you had to come for the service like this, how many of you will come tonight? Dacă ar trebui să vii la biserică în felul acesta, câți dintre voi s-ar aventura? Can you see them walking on the road? Puteți să vezi că merg pe niște funii? If they slip, they slip. Dacă cad, cad. We have a car standing outside of the car park. Ne avem o mașină afară în parcare, așteptăm. You have good roads. Și aveți drumuri bune. Can you thank God? Poți să mulțumesc lui Dumnezeu? But still in the car, I'm grumbling. Dar chiar și cu mașina și comentez într-una. Next one. Următorul. If your society is unfair to you, how about her? Dacă societatea nu este prietenoasă cu tine, ce să spui de femeia aceasta? Look at this old grandma. She has to do everything on her own. No one to take care of her. Privește la această bunicuță, trebuie să facă totul singură, nimeni nu are grijă de ea. The next one. Următoarea. It's for the kids. Does studying annoy you? Te enervează că trebuie să studiezi prea mult? Children, are you watching? Vă uitați copiii la asta? Look at them. What is their notebook? Privește la ce, de ce scriu copiii ăștia? What's the ballpen? Și cu ce scriu? It's their finger. Cu degetul pe pensul. Can you thank God for the paper you have? Poți să mulțumești lui Dumnezeu pentru hârtia pe care scrii? Thank God for the ball pen you have. Pentru pixul pe care scrii? Next one. Următoarea. We hate veggies. Nu ne plac vegetalele. Parents, you need to watch this. Părinți, priviți la asta.
when there are millions who don't have anything to eat, can you look at your garbage bin? God is watching that. Când sunt milioane care nu au nimic să mănânce, privește la ce se aruncă în garbage-ul tău și Dumnezeu privește pe acolo. God is not watching what you are doing here. He is looking at the garbage bin and there are millions starving. What's there in your bin? You will have to answer for that. Dumnezeu nu se uită la cât de sfânt ești aici, se uită la cât arunci în gunoiul tău și va trebui să dai un răspuns pentru asta. We love our kids so much that we destroy them. Noi iubim pe copiii noștri așa de mult că îi distrugem. God sees that you are getting more money than you need. That's why He decides you don't need this job. You are getting more. So He moves you out from the place where you are working. Dumnezeu, because He saw your garbage. Dumnezeu se uită la cât de mult arunci și vede că nu mai ai nevoie de munca asta și ți-o ia pe o parte. The next one. Următoare. Can you see this? Poți să vezi și asta? The next one. Următoare. Is it happening around the world? Se întâmplă asta în lume? The next. Următoarea. Next one. Următoarea. They are alive, not dead. Sunt în viață, nu morți. Next. Următoarea. The next one. Următoarea. We have Coke to drink. Noi vrem numai cola. What is he drinking? Ce bea el? Name of the camera or your car. What is he drinking? Ce bea acesta? Next. Următoarea. You go into the washroom, turn the tap, you have hot water and cold water. Mergi la baie, pornești robinetul, ai apă caldă, ai apă rece. Can you look at it? Privește cu ce se spală ea. The next. Următoare. You know, this picture won the 1994 Pulitzer Award. Această fotografie a câștigat un premiu în 1994. You saw the small child? It's crawling, going, turn back. Going, going. The